Salut! Astăzi vreau să vorbim despre Ethereum Investment Framework. Dacă vă place conținutul, un like, un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Așa, înainte să trecem la acest raport, este un raport foarte complex, foarte, foarte lung. Numai să vă arăt câte capitole are. Dumnezeule, 38 de capitole și credeți-mă, sunt o grămadă de pagini. Știu că v-am plictisit cu Ethereum. Știu că pe majoritatea nu vă interesează, nu va mai face atât de mulți X de aici până în topul pieței cripto. Vă înțeleg, aveți dreptate, dar în spate, ce vreau să vă fac să înțelegeți, toate aceste proiecte mari, magazine de scule, cum le zic eu, vor să ajungă un fel de Ethereum la un moment dat în viitor. Vor să copieze rețeta de succes a celor de la Ethereum, care de la o criptomonedă care nu avea niciun viitor, asta au zis maximaliștii Bitcoin în bear market-ul trecut, a reușit o grămadă de lucruri, atât pe partea de fundamente, cât și pe partea financiară pentru cei care au cumpărat și au vândut Ethereum. Și hai să trecem la treabă. Acum o să încerc să-l fac așa cât mai sumar acest video. Are și foarte, foarte, foarte lung, dacă am fi să citim fiecare din, adică fiecare cuvânt, fiecare capitol. Se începe cu partea aceasta că internetul este incomplet, adică nu este finalizat. Dacă vreți să mă susțineți, a trecut prin mai multe etape, dar îi lipsesc două componente critice. Userii, adică noi de pe internet, nu avem drepturi pe proprietatea digitală și internetul nu are acest sistem neutru, shared, securizat și fără permisiuni prin care userii să m-am bâlbâit, dar e destul de greu de tradus așa în real time din engleză în română, nu este așa, internetul nu este doar așa o contabilitate, ca să zic așa, prin care userii să aibă acces. Hai să punem un pic în Google Translate, că dacă mai și stau să mai și traduc și nimeni nu iasă, hai să vedem cum ar fi zis Google. Internetul nu are un sistem de contabilitate global, credibil, neutru, partajat, sigur, fără permisiuni, pentru a înregistra starea utilizatorilor săi și pentru a permite comerțul global pe un singur registru partajat. Parcă altfel sună așa, față de ce furculisiun am tradus eu. Acum, asta e propunerea de bază a majorității blockchain-urilor publice, cel Web3, prin care este o evoluție față de Web2. Web2 este tot ce am trăit noi, tot ce înseamnă Facebook, Google, prin care toate datele noastre sunt stocate și monetizate doar de aceste companii foarte mari. Ați văzut acum că a băgat și Facebook. Ai de ales între să folosești Facebook gratuit sau să plătești un abonament și atunci nu o să primești reclame și o sumă, vai, 60 ceva de dolari, parcă era enorm pentru România. Și atunci acel Web3 cripto ce vrea să realizeze, prin care noi să primim totuși o parte din aceste venituri înapoi, până la urmă sunt datele noastre. Cam asta e așa diferența, grosso modo, între Web2 și Web3. Acum, hai să trecem peste etapa asta de povești. Acum aici se prezintă standardele deschise, cum am zis, cu descentralizate, Web1, Web2, Web3. Aici avem anii 1950, tranzistorul era un nou standard deschis, a prăbușit costul de producție al electronicelor prin înlocuirea tuburilor de vid scumpe cu comutatoare mai mici, mai ieftine și mai fiabile. Pe măsură ce barierele de preț au scăzut, antreprenorii s-au grăbit, hardware computerilor a început să prolifereze, să crească, industria s-a consolidat în cele din urmă în jurul IBM și a sistemelor mainframe. După aia, după 20 de ani, a venit anii 1970 și aici am avut o nouă revoluție, ca să zic așa, evoluție, cum vreți voi să ziceți, microprocesorul era un nou standard deschis, care ce a făcut a prăbușit costul de producție al hardware-ului computerului prin înlocuirea sistemelor
CPU ineficiente cu un procesor de uz general care era ușor de produs în masă, antreprenorii atunci s-au grăbit și s-a născut o nouă eră în hardware-ul componentelor, computerilor, creând economii de scară. Acum, în anii 1990, calculatoarele au ajuns și mai ieftine și au atras mai mulți utilizatori, creând cererea de servicii software. După cum vedeți, am trecut din anii 1950 și 70 de la hardware în anii 1990 spre software. Și piața s-a consolidat în jurul Microsoft și a sistemului de operare Windows. Deși ne-a investit în Microsoft, în anii 1990 s-a aranjat pe viață pentru 11 generații. Acum, în anii 2000, s-au introdus noi standarde deschise pentru software-ul calculatoarelor. Aici avem HTTP, Linux și atunci s-a pus în cele din urmă, s-a pus în discuție poziția de titular, ca să zicem așa, al celor de la Microsoft, la fel cum Ethereum acum este cum a fost Microsoft. Aici ce vă zic este punctul meu de vedere, cum Microsoft era cel mai tare în anii 90, la fel Ethereum este în prezent, dar o să vină și momente, dacă mai deja încep, se clădesc așa ce trebuie și Ethereum va fi atacat, ca să zic așa, se va încerca să ia poziția de locul întâi, la fel cum a fost și cu Microsoft. Și acum, cu acele standarde deschise, atât pentru hardware cât și pentru software, am observat în anii 2000 o creștere exponențială prin democratizarea informațiilor și o perioadă epică de boom, de precere la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, știți, cu internetul și cu acel dot-com criza. Acum, în anii 2010, pe măsură ce crearea de valoare economică s-a îndepărtat de nivelul de software, de seama acum, după încă 10 ani, a venit o nouă evoluție. Au apărut aceste rețele de date, care au devenit următoarea oportunitate de monetizare. Exact cum am zis, Google, Facebook, Amazon, Apple sunt companiile de astăzi care controlează marea majoritate a activității economice pe internet prin intermediul rețelelor de date închise și proprietare, adică Web 2. Și acum au venit anii 2020, când au apărut și au prins bine blockchain-urile publice, cripto, care este un nou standard deschis, Web 3, care introduc baze de date partajate și registre contabile, neutre, credibile, similar cu eficiența adusă de standarde deschise pentru hardware și software. Blockchain-urile publice prăbușesc costurile de producție ale rețelelor de date, calculatoare și încrederea verificabilă și procedând astfel, ele introduc un concept de drepturi de proprietate digitală și sisteme de contabilitate universale. Ok, și acum care ar fi cele mai interesante chestii din aceste cicluri? Avem partea de descentralizare, prin care se creează și se acceptă un nou standard deschis, asta încearcă să facă cripto. Extinderea, din cauza lipsei de bariere la intrare și a noilor modele de afaceri și consolidare datorită preferințelor consumatorilor și efectelor de rețea. Acum trecem aici de multe chestii cu ce se mai prezintă, hai să vedem unde ar fi interesant, totuși să vedem și despre Ethereum. Acum, în primele zile ale web-ului, dacă doreai să creezi un site web, trebuia să-ți găzduiești propriul server fizic, care avea niște costuri prohibitive și nu se scala bine. S-a rezolvat această problemă cu crearea de servere de găzduire partajată. Acest lucru a făcut mult mai ușor și mai ieftin crearea de site-uri web prin valorificarea serviciilor de găzduire precum GeoCities. În cele din urmă a venit inovația și așa mai departe, au apărut servere virtuale. Acum ce avem în prezent, ce e la modă, este acest Amazon Web Services și împreună cu el au apărut comerțul electronic, afacerile acestea SaaS, rețele sociale. Toate acestea nu erau posibile în primele zile ale internetului. Acum hai să vedem totuși despre blockchain și despre Ethereum. Ethereum a debutat în 2015, a fost creat pentru a fi, asta e tare, n-am știut nicio, un GeoCities of Public Blockchain, deoarece Ethereum a făcut posibilă valorificarea infrastructurii partajate pentru a construi o aplicație bazată pe blockchain și dezvoltatorii nu mai trebuiau să-și construiască propriul blockchain pentru a implementa o aplicație, făcând-o mai ieftină și mai eficientă, adică puteai să vii direct pe Ethereum să creezi aplicații. Cu toate acestea, este nevoie de mult mai multă flexibilitate pentru construirea de aplicații și atunci au apărut aceste blockchain-uri L2, Layer 2, care vor să fie mai rapide și dintr-o dată, dacă e să ne uităm așa și să catalogăm Ethereum în
trei cuvinte, i-am putea spune o că Ethereum este o rețea de rețele. La fel ca și internetul, acest L2 și blockchain-urile specifice care le folosesc arată destul de asemănător cu Amazon Web Services, care permit astfel flexibilitatea și scalabilitate, menținând în același timp infrastructura partajată. Acum, hai să trecem de pe engleză, pe română pe engleză. Și iar m-am băgat în ceață, deoarece Ethereum este un model de rețea, este destinat să fie un monopol, spun ei în opinia lor. Și să vedem care ar fi diferența între Web2 și Web3, am zis-o. Aici vedem cum era capturată valoarea prin Web2, aplicațiile aveau grosul și cel mai puțin erau aceste Open Protocol și cu Web3. Aplicațiile o să aibă cea mai mică parte și grosul va vinde pe Open Protocols. Și acum, ce ne interesează pe noi, de fapt pe mine, sper că și pe voi, să vedem care este business modelul cel de la Ethereum, ceva ce și celelalte criptomonede încearcă să copieze, încearcă să ajungă în ani aici, unde a reușit Ethereum. Cei care investesc în rețeaua Ethereum trebuie să gândească la două lucruri. Prima dată la ETH, tokenul nativ, care are legătură cu tot ce se întâmplă pe rețea, care creează aceste incentives economice, astfel încât să fie totul să funcționeze într-o manieră descentralizată. Și Ethereum, compania, deci tot ce e în spate, ca o rețea de computing și un sistem contabil care servește ca și un layer de bază de infrastructură pentru toate celelalte business-uri care construiesc aplicații deasupra, on top of. Deci ceva de genul similar cum v-ați prins Polkadot. Cum se denumește Polkadot în ultimele luni, ca să zic așa? La fel, similar cum se denumește cei de la Ethereum. Doar că Polkadot are o altă abordare, cei de la Ethereum o au puțin diferită. Dar când faci paralel, e același lucru. Se doresc să vină aplicații care să fie construite on top of. On top of Polkadot, on top of Ethereum, deasupra, ghilimele sună așa ciudat, pe Solana, pe Multiverse X, pe NIR, pe toate. Și acum, de unde vin banii pe rețeaua Ethereum? Ethereum vinde block space. Dacă luăm așa strict contabil, efectiv își vinde block space-ul unde, acum nu citesc de aici că le știu și eu din cap, unde efectiv aplicațiile, userii se bat să își publice tranzacțiile. Și atunci banii se fac pe Ethereum din acest block space care se vinde, în ghilimele. Tu când vrei să publici o tranzacție, să faci ceva pe Ethereum, acele fiori care noi sau voi le plătiți au legătură cu acest block space, acest spațiu de pe blockchain. Asta vinde Ethereum, asta vând toate criptomonedele, vând acest block space. Cei din raport consideră Ethereum ca un marketplace online care asigură o platformă securizată pentru execuție și tot ce înseamnă acest comerț global. Acum, dacă stăm și ne uităm, au dreptate. Când ne gândim la piața de NFT-uri și la câte se întâmplă pe Ethereum, e tot așa un marketplace uriaș online. Când ne gândim la partea de DeFi, deci tot ce se întâmplă pe Ethereum, e un marketplace uriaș pe mai multe nișe, că vorbim de DeFi, că vorbim de NFT-uri, că vorbim de orice altceva. Acum, acest Ethereum Virtual Machine, EVM, care v-am tot zis de atât ori cât de important este doar pentru a asigura succesul long term al competitorilor Ethereum, asigură acest standard, îi spun Turing complet și de execuție, prin care se întâmplă tot ce e în spatele Ethereum-ului. Acum, de ce este atât de important, cum am zis eu, ca mulți din concurenții cel de la Ethereum să fie cât de cât măcar compatibil cu EVM, chiar dacă EVM, la modul serios, e foarte prost conceput la momentul actual. Deci în 2015, când s-a lansat Ethereum, era ok pentru acele vremuri. Acum, efectiv, e depășit, e groaznic, acum la modul serios. Și atunci, chiar dacă ești o monedă nouă, vii cu o mașină virtuală mult mai rapidă, faci și procesezi tranzacții mult mai rapid, mult mai ieftin și așa mai departe, probabil vă întrebați, Dane, de ce să mai fie EVM compatible, de acord cum zici că e lent, că nu mai e viitorul? Păi are legătură cu aplicațiile, cu userii.
grosul din tot ce se întâmplă în spațiul cripto este și are legătură cu Ethereum. Uitați-vă cât de departe este Ethereum pe DeFi, pe NFT-uri, pe orice. Și atunci, tu ca să încerci să furi din aplicații câte sunt o grămadă de dApps-uri pe Ethereum, trebuie să fii și să faci cât mai ușor procesul de portare, ca să zicem așa, al aplicațiilor. Și dacă tu ești sau ești compatibil oarecum cu acest Ethereum Virtual Machine, e foarte ușor, două clicuri și o aplicație de succes, zicem Uniswap, dar doar un exemplu, de pe Ethereum poți să-l muți rapid pe Multiversix, pe Near, pe Solana, pe Sui, pe Aptos și așa mai departe. Unele din criptomonedele lansate recent sau mai târziu oarecum au făcut și trecerea spre a fi compatibile doar pentru a putea să fure mai bine din dApps-uri. Au realizat că nu au cum să concureze long term cu Ethereum, chiar dacă Ethereum e lent și așa mai departe, are, cum zic americanii, first mover advantage, adică primul pas, sunt primii care au ajuns și atunci și-au creat un ecosistem foarte, foarte tare și e greu de doborât, ca să zic așa. Când mergem pe partea aceasta de tech, aici se prezintă ce wallet-uri sunt pe Ethereum, MetaMask, Coinbase, Phantom, chestii de agregatori, protocol, Layer 2, aici e interesant. Sunt tot mai multe companii, hai să zicem, criptomonede care o să fie Layer 2, L2 și o să ajute la scalarea Ethereum și doar aici câteva menționate, Optimism, Arbitrum, Polygon, Starkware, Immutable X și așa mai departe. Să ne cear mai fi, uitați, asta să țineți minte, foarte important lucrul acesta. Prima regulă care trebuie să avem toți în cap, care are legătură și cu istoria, deci nu e că au zis ei, asta s-a întâmplat și pe bursă, pe multe companii, este această legea lui Metcalfe's, care spune că toată valoarea financiară a unei rețele este proporțională cu, aici zic, pătratul, the square of the number of connected users of the system, adică are legătură cu cât de mulți useri folosesc rețeaua. Deci degeaba ne dorim noi ca moneda X să ajungă nu știu unde, dacă userii nu folosesc tehnologia respectivei criptomonede. Și a doua lege, ca să zicem așa, spune că costul marginal al software-ului este aproximativ, efectiv, zero. Asta înseamnă că dacă ești într-un stadiu incipient în piață și numai puțin, să vedem în română unde ești Google Translate, că iarăși niște cuvinte pe aici. Unde era? Da, hai să vedem cum sună în română. A doua lege prevede că costul marginal al software-ului este efectiv zero. Aceasta înseamnă că dacă sunteți un operator tradițional de pe piață și ați cheltuit deja costurile nefondate pentru a dezvolta software de înaltă calitate, puteți adăuga noi membri în rețeaua dumneavoastră vânzând produsul dumneavoastră la un preț foarte mic, deoarece nu vă mai costă nimic să mai faceți o copie sau nu vă mai costă mult. A, parcă altfel sunt, acum tot e tradus așa. Deci ideea că odată ce tu ai dezvoltat software și de înaltă calitate și ți-ai vândut și ai pregătit pachetul, ulterior e foarte ușor să maximizezi, să faci doar bani, profit, pentru că nu o să poți să vinzi produsul tău la un preț foarte, foarte mic și atunci nu mai ai costuri foarte mari, ca să zicem așa. Acum, valoarea rețelei Ethereum crește odată cu creșterea numărului de utilizatori conectați, care aici tot are legătură și cu tot ce fac developerii, toate instrumentele pentru dezvoltatori, limbajele de programare, standardul EVM, standarde de token și așa mai departe. Acum, ce ar mai fi interesant până la urmă? Acum nu trecem pe partea aceasta de indicatori, oricum le-am prezentat. Hai să vedem. Am prezentat despre financiar, am tot prezentat despre Ethereum, circulating holderi, tot token economics. Acum, până la urmă, cred că sunt o grămadă de informații aici. Ce ar fi interesant și așa ca și de ținut minte și mai ales când analizăm în ce criptomonede să investim și să facem așa comparația cu Ethereum. Hai să vedem. Uite, aici avem
Nu mai avem, în fine, sunt foarte multe, deci eu l-am citit acum pot să zic cap-coadă, dar în mare raportul, concluziile, că deja v-am plictisit cu Ethereum și oricum sunt foarte multe complexe. Și de ce celelalte criptomonede, din punctul meu de vedere, încearcă să copieze, în primul rând. Ca să ajungi să ai succes în spațiul cripto, trebuie să vii cu o tehnologie bună, spre foarte bună, trebuie să te diferențiezi până la urmă de competitorii tăi. Asta fac, ați văzut, toate criptomonedele care apar. Ce fac foarte multe proiecte, la fel cum a făcut și Ethereum, am rămas aici pe partea de token economics, își țin o parte din capital din token, o țin pentru fundații, astfel încât acei tokeni să-i folosească pentru a crește proiectul, pentru a aduce developer, pentru a aduce aplicații și așa mai departe, pentru a crește ecosistemul. Uite, putem vedea exact pe Ethereum cum și cât la sută din supply au ținut cei din fundația Ethereum, cât aproape 8% din acel initial pre-mine. 5,9 milioane de Ethereum sunt la fundația Ethereum. Aceste fonduri au fost utilizate pentru a incentiva developmentul ecosistemului și așa mai departe. Și pe aia, numărul 3, ce ar trebui să ne intereseze? Utilitatea. Utilitatea tokenului rețelei în care noi investim. Și utilitatea pe Ethereum este foarte bună. Tokenul ETH este folosit pentru a plăti tot ce înseamnă aceste servicii computaționale în cadrul rețelei, cum am zis, acel block space. Uitați-vă și la criptomoneda voastră în care voi investiți, cât de mare este utilitatea tokenului respectiv. E similar Ethereum, adică tot ce se întâmplă pe acel blockchain se plătește în tokenul respectiv. Bun, atunci te duci la numărul 4, partea de securitate. Cât de sigură este rețeaua, cât de mulți validatori în caz de ceva. Vezi cât este coeficientul Nakamoto, în caz că nu știi ce înseamnă. Are legătură cu cât la sută din validatori e nevoie ca să-i corupi sau să se unească astfel încât să poată să atace rețeaua și să dețină majoritatea și atunci, Doamne ferește. Și până la urmă, asta e așa în mare, de aceea are Ethereum succes și va avea pe termen lung, pentru că are o bază foarte mare de aplicații care folosesc ecosistemul Ethereum. Are o utilitate foarte bună. Cei din cadrul Fundației Ethereum fac ceea ce trebuie pentru a crește adopția, ca să zic așa, ecosistemul Ethereum, că nu vorbim neapărat de L1, este o rețea sigură și așa mai departe. Și atunci gândiți-vă la, nu știu, criptomoneda voastră în care voi investiți. Încearcă, se apropie măcar de pașii incipienți pe care Ethereum i-a făcut în trecut. Vă dați seama că nu putem acum să ne așteptăm la criptomonedele noastre, altcoinurile care sunt de doar câțiva ani, să fie la nivelul unde a ajuns Ethereum. Ethereum are deja, o să aibă 9 ani. Deci în 9 ani, orice altcoin din prezent, dacă își vede de treabă, va ajunge departe, departe. Atunci, în acest video, care nu a ieșit chiar cum am vrut eu, că m-am tot bâlbâit și foarte multe informații și destul de greu de tradus, așa din engleză în română, concluzia pentru voi este, deși Ethereum este neinteresant, are viitorul asigurat, cei care au investit la momentul potrivit și au devenit, ca să zic așa, în ghilimele, acționari în Ethereum, vor mulge, vor câștiga foarte mult pe termen lung, vor veni banii. În cadrul proiectului Ethereum în prezent face doar, adică cu ce se mai ocupă? Pregătește tot ce trebuie doar pentru L2, astfel încât ecosistemul L2 să crească, să se dezvolte și L1 să devină și să rămână de fapt că a devenit deja doar un settlement layer. Și atunci doar culeg roadele. Cum văd eu Ethereum pe viitor? Să fac așa o comparație cu Web2 tradițional, la fel cum este, hai să zicem, Coca-Cola. Deci Coca-Cola a ajuns la un nivel de creștere, de fundamente, cum vreți voi, atât de mare, încât acum, efectiv, ei au rețeta asigurată și trăiesc doar din produsele lor. Deci nu mai trebuie să vină să inoveze cei de la Coca-Cola. Au dat tunul, ca să zic așa, cu rețeta de Coca-Cola și cu celelalte produse Fanta și așa mai departe. Și atunci și Ethereum, L1, nu trebuie să mai vină și să mai inoveze mare lucru în anii următori. Ei doar vor culege roadele, vor încasa fiurile, iordurile din tot ce se va întâmpla pe L2. Și atunci, în următorii ani, de aceea am făcut și multe videouri,
cei care nu vreți să investiți în Ethereum, în ETH, pentru că vreți să riscați un pic mai mult și totuși, până la urmă, trebuie să fim sinceri, nu vom mai face sau nu veți mai face foarte mulți X și din prezent, cât e 2000 și ceva Ethereum, o puteți face riscând puțin mai mult în L2 și atunci aveți și șanse de reorduri și profituri mult mai mari. Cam atât pentru acest video. Pare rău că n-a ieșit la nivelul calității cum am vrut. Suntem oameni. Ne auzim data viitoare.